Salutare prieteni, astăzi vă vom prezenta noua serie de difuzoare mid-range de 16,5 cm de la Vibe. Seria Black Air, model Pro 6M V0. Exterior, clasica cutie de la Vibe, câteva specificații pe spate, 160W RMS, 480W picul, au minim input 80W, da? Adâncime de instalare minimă, să spunem așa, 69 de mm, diametru pentru a putea să le montăm de 141 de mm și un răspuns de frecvență între 125 și 10.500 de Hz. De preferat ar fi amplificate de către un amplificator recomandat de ei, Powerbox 250.2 și câteva notații ale brandului. Mă repet, clasica cutie Vibe-ului, British Audio. Haideți să vedem ce se află în cutiuță. Carton. Manualul de utilizare, Owner's Manual, în care avem câteva guidelines pentru montaj. Avem și pentru tweeter, nu au tweeter, dar ne arată cum să le montăm, cum să le legăm de fapt pe amplificator. Aici nu înțeleg din ce cauză avem și pentru tweeter. Ne indică și un condensator, o rezistență condensator, un filtru de fapt și de drept. Așa. Ne arată cum să le legăm în 2-ohm, 4-ohm, dacă punem două difuzoare sau patru difuzoare pe același amplificator. Da. Și încă câteva generalități și specificații. Am spus că astea sunt 6 MV0, zic bine, da, foarte bine. Mă rog, deja am spus, au o sensibilitate de 98 de decibeli, ceea ce nu este scris pe cutie pe exterior. Ne arată și un grafic al lor. Modelul ăsta se găsește și de 16 cm, dar în același timp și de 20. Noi avem aici modelul de 16 cm. Haideți să vedem, primim șuruburi în cutie. Haideți să le vedem puțin cum se prezintă. Clasicul miros de nou. Pe spate au un cauciuc de protecție al magnetului și de design. Pleacă muscă. Modelul cu 480W peak, 160 RMS. Modelul lor, impedanța de 4 ohmi. Ceva simplu, cum îi place Vibe-ului. Conectorii generali, să zicem așa, papuci clasici. O hârtie, membrana întoarsă și ea, ce un detaliu drăguț, conulețul acesta de aluminiu, chiar e foarte, foarte, foarte drăguț. O inscripție simplă, Black Air 6 Pro, la fel și pe conuleț, sper să se vadă, foarte drăguțel. Un detaliu foarte frumușel, încă ele vin fără grilă, fără nimic, nu am nimic în plus în cutie. Pot fi montate și în felul acesta, fără niciun fel de grilă sau protecție peste. Cred că din cauza aceasta băieții de la Vibe au ales să facă rama aceasta de plastic cu sumedenie de opțiuni de montaj, găuri de montaj. Așa. Și cu notația asta de Vibe cu gri aici, la sorte cu conul gri, foarte, foarte, foarte drăguțe. Destul de subțirele, un magnet destul de cuprinzător, să zic așa, nu știu dacă se poate vedea cam cât ocupă. Efectiv, magnetul este cât difuzorul întreg, cât conul difuzorului. Cam acestea ar fi difuzoarele. Prima fază, o să urmeze să le montăm pe un Golf 4 și atunci le vom și auzi în adevărata lor splendoare. Vor fi amplificate, acompaniate de un set de tweetere. Așteptăm să vedem cum se aud. Până atunci, peace out.